Da, este prima dată. Am ajuns la Londra cu o bucată din istoria neamului românesc și este o experiență extraordinar de interesantă. Londra înseamnă capitala modei, da? Să aduci o bucată din zestrea neamului românesc, adică ia românească, și să o prezinți oamenilor înseamnă să transmiți un mesaj extraordinar de puternic. Rezultatele economice le vom vedea probabil după ce se încheie această experiență, însă eu cred că e cazul ca tot mai mulți români să aibă curaj și să apuce pe drumul acesta, pentru că noi, până la urmă, formăm imaginea pozitivă a României în exterior. Care a fost reacția publicului străin? Ce ți-au spus? Ce te-au întrebat? Mulți din ei m-au întrebat din ce țară provin produsele. Le-am explicat că sunt din România și în momentul în care le-am spus că sunt 100% handmade, dintr-o dată așa li s-a deschis așa un orizont și au zis wow! Și după aceea am întrebat detaliile tehnice, financiare, cât costă, cum sunt făcute, ce simbolizează. Cred că este, pe lângă curiozitate, cred că au simțit o parte din mândria cu care noi sau cu care eu port ea românească sau orice produs românesc. Feedback-ul este foarte pozitiv. Am găsit chiar femei antreprenoare de aici care sunt dispuse să comercializeze produsul românesc, ea românească, în magazinele lor. Acum să vedem în ce cantitate, care produse, pentru că, bineînțeles, nu toate produsele pe care Flor de Ie le are sunt pe placul tuturor. Unele din ei sunt mai încărcate, altele sunt mai simple, altele mai colorate. Această ținută este absolut deosebită. Ar fi perfectă pentru Fashion Week. Chiar voi participa anul acesta pentru a patra oară și mai ales în Paris este exact haute couture, este ceea ce parizienii își doresc să vadă. Este o piesă excepțională, o operă de artă și Cristina Cernei face dintre astea destul de des. Foarte mult interes, foarte multe contacte noi, aș putea să spun peste 30, aș spune că am avut foarte mulți vizitatori anul acesta. Urmează să finalizăm niște comenzi, în special pentru colecția nouă există destul de mult interes, foarte multe complimente. Acestea, spre exemplu, le-am poziționat aici special pentru că atrag foarte mult atenția, foarte multă lume a venit să se uite la aplicațiile acestea de broderie, pentru că nu au mai văzut, iar comentariul general a fost că sunt foarte diferite. Eu i-am întrebat, am spus diferite în sensul bun sau diferite în sensul rău? Și a zis, da, în sensul bun, e mereu, e bine să fii diferit.